Plămânii în număr de doi sunt organe esențiale pentru respirație, plasați fiecare pe câte o parte a toracelui și separați prin inimă și alte organe ale mediastinului. Textura plămânilor este una ușoară, poroasă, spongioasă. Plămânul plutește în apă. Când este manipulat la degete, se simt crepitații datorită prezenței aerului în alveole. De asemenea, este foarte elastic, de aici apare starea de retracție a acestor organe atunci când sunt îndepărtate din cavitatea toracică închisă. Suprafața sa este una netedă, strălucitoare, împărțită în numeroase zone poliedrice care indică lobii organului. Fiecare dintre aceste arii sunt străbătute de numeroase striuri fine. Fiecare plămân are o formă conică, iar la examinare prezintă un apex, o bază, trei margini și două suprafețe. Plămânul stâng este împărțit în doi lobi, unul superior și altul inferior, de o fisură interlobulară care se întinde de la suprafața costală la cea mediastinală a plămânului, atât deasupra cât și sub hil. Plămânul drept este împărțit în trei lobi, cel superior, mijlociu și inferior, de către două fisuri interlobulare. În timpul respirației, oxigenul intră în organism, fiind distribuit la nivelul plămânilor prin sistemul numit arbore bronșic, format din bronhii și bronhiole, care sunt ramuri care descresc în diame. Bolile bronhopulmonare se numără printre cele mai comune probleme de sănătate la nivel mondial, afectând sute de milioane de oameni. Afecțiunile bronhopulmonare definesc un grup de boli care se manifestă la nivelul aparatului respirator, astfel că pot afecta căile respiratorii, țesutul plămânilor sau circulația sângelui. Fumatul, poluarea, infecțiile sau fondul genetic se află printre principalii factori de risc asociați acestor boli. Simptomele bolilor pot varia de la o persoană la alta și se pot modifica de-a lungul timpului. În cazul afecțiunilor cronice, de exemplu, simptomele au de regulă o evoluție treptată și se înrăutățesc progresiv, în timp ce bolile acute sunt însoțite de simptome care pot fi de la ușoare până la severe. Cele mai frecvente afecțiuni bronhopulmonare sunt astmul, bronșita cronică, emfizemul, fibroza pulmonară, asbestoza, bronhopneumopatia obstructivă cronică. Infecțiile nu numai că pot degrada și ele sănătatea plămânilor prin dezvoltarea pleurei, adică membrana aflată în jurul plămânilor, dar pot afecta și întregul organism. Acestea sunt acute sau cronice și pot fi cauzate de bacterii, virusuri și uneori de ciuperci. Printre ele se numără pneumonia, tuberculoza ori gripa. Cancerul de plămân, cunoscut în termeni medicali drept carcinom bronhopulmonar, apare în celulele din plămân, care prezintă o creștere anormală și se înmulțesc, ceea ce duce la apariția unui nodul sau a unei tumori. În Europa, cancerul de plămân reprezintă al treilea tip de cancer ca frecvență. Fumatul este cel mai important factor de risc pentru apariția cancerului de plămân. Populația aflată la risc de îmbolnăvire este reprezentată de persoanele cu vârsta de peste 45 de ani, fumători, persoanele expuse la anumiți factori poluanți din mediu, precum asbestul, dar și cei cu un istoric de cancer în familie. În general, bărbații au fost mai predispuși la cancer pulmonar pe seama frecvenței mai mari a obiceiului fumatului în rândul lor, dar răspândirea acestui obicei la femei a diminuat diferențele dintre cele două sexe, iar acum cancerul pulmonar este printre cele mai frecvente tipuri de cancer și în rândul femeilor. Cancerul pulmonar este de cele mai multe ori un inamic silențios. Frica de diagnostic, îngrijorarea față de costul tratamentului, frica de operație, stigma și preconcepția că orice cancer pulmonar înseamnă inevitabil moarte rapidă îi determină pe oameni să amâne prezentarea la medic, astfel încât boala este descoperită de cele mai multe ori într-un stadiu avansat. Peste aceste bariere subiective s-a suprapus și epidemia de COVID-19. Simptomele infecției cu noul coronavirus sunt până la un punct extrem de asemănătoare celor de cancer pulmonar, astfel că pacienții au avut un motiv în plus să evite să meargă la medicul de familie, fiindu-le teamă că vor fi diagnosticați pozitiv la infecția cu acest virus. În aceste condiții, nu există nicio îndoială că pacienții cu cancer pulmonar au fost o populație extrem de vulnerabilă atunci când vorbim de COVID-19. De asemenea, pentru pacienții cu suspiciune de cancer, este nevoie de oncoplanificare pentru ca aceștia să urmeze parcursul spre tratament într-un timp cât mai scurt cu putință, prin implicarea unor noi resurse în sistemul de sănătate, precum și rețeaua de navigator de pacienți. În premieră la Timișoara s-a realizat prima intervenție minim invazivă la Spitalul Clinic Municipal de Urgență, o premieră pentru chirurgia toracică a orașului. În chirurgia minim invazivă, medicii folosesc o paletă largă de tehnici pentru a interveni cu cât mai puține riscuri asupra corpului pacientului.
Alături de noi este șeful de lucrări, dr. Gabriel Cosma, medic primar și șeful secției de chirurgie toracică, precum și doctorul Eustatiu Memu, medic primar, chirurgie toracică, unul dintre, așa cum vorbeam noi la începutul întâlnirii noastre, unul dintre doctorii români recuperați de sistemul medical românesc spre bucuria noastră și spre beneficiul pacienților din țară, dar și sistemului medical. Intervenția chirurgicală în premieră, în zona de chirurgie, este minim invazivă, ca să putem să, da, să și spunem. Domnule doctor Cosma, de cât timp și de ce acum e o premieră? În primul rând, mă bucur să vă avem oaspeți în cadrul echipei noastre, ca să spun așa. Chirurgia toracoscopică are câțiva ani buni în Timișoara, dar abia acum am reușit să performăm și acest gen de intervenție. Încă din anii 2000 a fost introdusă de domnul profesor Nicodin și continuat apoi de regretatul nostru coleg și șef dr. Ovidiu Burlacu. Și am considerat important ducerea ștafetei în domeniu, să punem și Timișoara pe harta României acum, în ceea ce privește intervenția minim invazivă în rezecțiile pulmonare reglate. Ce înseamnă pentru un spital o astfel de abordare chirurgică? Pentru un spital este foarte important să performeze și să ne aliniem la tendințele europene. Intervențiile de acest gen se fac în mod frecvent în Europa. Acum sperăm că patologia aceasta va fi rezolvată și la noi cu brio. Practic, am introdus o serie de tehnici chirurgicale minim invazive, dar acum am reușit să facem și o intervenție de rezecție pulmonară, care este mult mai complexă, care presupune mici orificii practicate în peretele toracic, pe care se pot introduce instrumentele de lucru. Și mai dificil este să extragem piesa operatorie, ținând cont de orificiile mici pe care le... O să-l rog și pe domnul doctor Memu să ne spună cum a ajuns medicina la o astfel de performanță, ce presupune și cum s-a ajuns ca prin niște orificii, așa cum spunea domnul doctor Cosma, să scoți bucăți sau să... Da, în acest caz a fost o jumătate de plămân, lobul superior stâng, la o pacientă în vârstă de 51 de ani, fumătoare, pentru că tot mi-ați ridicat la fileu această componentă informativ-profilactică pentru populație. O pacientă fumătoare cu antecedente de intervenție chirurgicală în sfera maxilofacială, tot o tumoră legată de consumul de tutun, și care ulterior, în cadrul urmăririi oncologice, a fost depistată printr-un PET-CT cu o formațiune captantă, adică suspect malignă, în lobul superior stâng, pe care am reușit să o diagnosticăm anterior ca fiind un al doilea cancer, un cancer pulmonar. Și am încercat să intervenim pe această cale datorită dimensiunii reduse a formațiunii, faptului că pe imagistică nu se observa să aibă metastaze sau adenopatie. Metoda are un trecut destul de îndepărtat. Toracoscopia e foarte veche, a început cu tuberculoza, după care încet, încet, în ultimii zeci de ani a virat în sfera chirurgiei oncologice. Domnul șef de lucrări, dr. Cosma, chiar are un doctorat în domeniul, în cadrul MF Timișoara, pe chirurgie minim-invazivă în patologia spațiului pleural. Iar în cadrul rezecțiilor pulmonare reglate se folosește de câțiva ani. Eu am fost în Canada și acolo se folosea frecvent. Ne bucurăm că am putut să o aplicăm și aici. Este vorba și de training, dar și de o dotare. Ce presupune asta? Păi, în primul rând, ar trebui să vorbim de resursa umană.
Dacă echipa este bine pregătită, trăinuită, mă rog, antrenată, lucrurile se pot derula normal în acest sens, dar bineînțeles avem nevoie și o dotare corespunzătoare. Din punctul ăsta de vedere, avem tot sprijinul Universității de Medicină și Farmacie Timișoara, avem sprijinul conducerii spitalului nostru, ceea ce creează niște premize pozitive pentru intervențiile de acest gen. Acum, ca și echipă, mă refer la echipa chirurgicală și, bineînțeles, ajutorul colegilor anesteziste care au fost alături de noi în această intervenție. Echipa a fost compusă din doctorul Memu, doctorul Brihac, subsemnatul și, bineînțeles, colegele noastre de la anestezie, șefa de secție, doctorița Butaș Mădălina și Florea Ines. Cu cât echipa sau echipele de intervenție au mai multe intervenții la mână, cu atât bănuiesc că această procedură poate să extindă și să devină o practică generală? Spre exemplu, dacă în chirurgia deschisă vezi mai de la distanță, aici vezi foarte de aproape. Îți mărește foarte mult sistemul de preluare a imaginii. Dar în chirurgia deschisă ai foarte mult simți în mâini, prin instrumente sau direct. Te poți baza. Și o vizibilitate deschisă, expusă. Ca să în chirurgia toracoscopică te bazezi foarte mult pe ceea ce vezi. Aprecierea modul în care diseci, modul în care tensionezi structurile anatomice se face foarte mult vizual. Și aici e nevoie de oarecare experiență ca să nu se producă accidente. De cât timp este nevoie ca o echipă chirurgicală intervenționistă să aibă o astfel de obișnuință și să facă intervenție? Mai avem trei colegi care fac parte din echipa noastră, doctorul Miron, doctorul Petrache și doctorul Găborean, care vin din urmă și având cumva pe bandă rulantă efectuate intervențiile chirurgicale, chiar și altă patologie, pleurală sau mediastinală, da, antrenamentul zilnic contează. E greu să vă spun cam în cât timp, acum depinde de abilitățile fiecăruia dintre noi, dar important e să funcționăm într-o echipă și lucrurile practic vin de la sine, dacă mai contribuim și cu cursuri postuniversitare și cu experiențe din alte centre unde intervențiile respective sunt mai frecvente, vă dați seama că ne ajută mult în practica de zi cu zi. Ce tip de patologii pot să fie abordate? Cum spunea și domnul doctor, am în afară de spațiu pleural, încet, încet, de-a lungul anilor au fost folosite în această clinică aceste proceduri minim-invazive și în patologia mediastinului, tumori, chiste pleuropericardice, patologie tumorală benignă de margine de plămân, să zic așa, periferică, care s-a pretat la enucleier sau la rezecții atipice sau wedge resection în limba engleză, folosind aceste sisteme de sutură și de transecție mecanică a parenchimului pulmonar. Sperăm să putem să folosim în continuare procedura și la alte cazuri și să vedem dacă vom reuși, pe măsură ce câștigăm experiență, să mai introducem și în alte boli, spre exemplu, patologie diafragmatică sau esofag. Avem o experiență și în patologia peretului toracic la copil. Practic, da. Tot în această clinică, pe vremea profesorului Nicodin, am debutat cu această tehnică, tehnica NUS se numește, de corecție a pectusului excavatum, a toracelui infundat. Ulterior a fost preluată cu succes de colegii noștri de la pediatrie, dată fiind vârsta la care se adresează această intervenție chirurgicală. La început am făcut echipe mixte și ulterior ștafeta a fost preluată de ei. Din perspectiva pacientului, care sunt avantajele și care sunt dezavantajele?
Aș putea spune că pacientul are mai mult avantaje, da? Sau predominant avantaje, comparativ cu intervenția clasică care se face pentru această patologie, pentru patologia pulmonară. Intervenția este mai puțin traumatizantă, dată fiind calea de acces mai redusă, practic, da, din acest motiv se numește mini-invaziv, pentru că se face pe niște incizii mici și practic prin ele introducem instrumentele de lucru. Și spitalizarea este redusă, da, recuperarea este cât mai rapidă. Un pacient? În funcție de evoluție, 3-4 zile, pacientul poate fi externat în față condiții de siguranță. Față de un pacient care, printr-o operație clasică, este aproape dublu. Da. Ca să avem un ordin de mărime. Durata de spitalizare este redusă, exact. Consumul de analgetice pentru pacient este mai scăzut. Are inserție socioprofesională mai rapidă. Și bineînțeles, avantajul estetic, deși pacientul deloc e obișnuit, de da, deloc de neglijat, dar și urmările pe termen lung sunt cu totul altă. Din perspectiva spitalului, din perspectiva secției, este un beneficiu și din zona de cheltuială cu întreținerea echipamentelor? Sau cheltuie aici zona de consum este mai mare? Echipamentul, într-adevăr, este mai costisitor, dar eu cred că viitorul spre asta tinde, adică să punem în prim plan pacientul, recuperarea sa. Care a fost debutul chirurgiei minim-invazive, să zic, oarecum binecunoscută operație de colecistectomie, de a scoaterea fierii. Se făcea înainte cu tăieturi, la adeseori pacienți mai corpolenți, complicații postoperatorii mai numeroase datorită inciziei. Da, trecerea la colecistectomia laparoscopică a însemnat achiziția unui turn, a unor instrumente, mai puțin clipurile care se folosesc costă. Din urmare, trebuie să vedem așa lucrurile. Și aici ajută foarte mult pacientul, la urma urmei medicina e pentru pacient și pe cât posibil trebuie folosite resurse în acest sens. Întrebam că ordin de mărime este mai scumpă, există un risc să rămâneți fără? Da, există riscuri, dar eu cred că pe ansamblu, ținând cont de celelalte beneficii, spre asta vom tinde și avem și norocul să beneficiem de înțelegere. De înțelegere. Asta înseamnă că pacienții din zona din Timișoara și cei care au... sunt îndreptățiți să beneficieze de acest tip de chirurgie, vor găsi la Spitalul Municipal și vor beneficia la Spitalul Municipal de această intervenție la scară tot mai mare, zic eu. Sperăm și nu numai pentru cei din zonele limitrofe și în alte părți se adresează în mod uzual. Sperăm că putem să ajutăm și suntem datori să facem asta pentru comunitatea noastră. Ce face un pacient după o astfel de intervenție ca și conduită, ca și mod de viață? Își reia viața normală? Da, și pe cât posibil, cu majuscule, abandonând tutunul. Recuperarea postoperatorie este net superioară față de intervențiile clasice. Mai puține analgetice, destul de rapid se pot reapuca de viața obișnuită. Important e noi ca medici să ne facem datoria, să informăm. De când cu patologia aceasta infecțioasă numită infecția cu SARS-CoV-2, sunt tot mai multe tomografe. Asta voiam să vă... Și se depistează tot mai multe cazuri. În cazul cancerului pulmonar, să zic așa, screening ar necesita tomografie. Și atunci, dacă depistezi întâmplător un nodul, ajungi la o asemenea operație. Pentru că de foarte multe ori în ultimii, de până acum, să zic așa, pacienții ajung în cazuri cu boală avansată. Legat de cei care trebuie să facă acea evaluare post-COVID, când se sesizează sau când e nevoie să intri într-o zonă de atenționare, de alarmare, din perspectiva pulmonară? Eu cred că este bine pentru orice pacient care a trecut prin această boală
să fie reevaluat de un pneumolog, chiar dacă a fost asimptomatic, pentru că am avut acum experiența în aceasta post-pandemie, care pe lângă o grămadă de neplăceri și neajunsuri ne-a adus și beneficii, între ghilimele, ca să spun așa, în sensul că mulți pacienți au fost depistați întâmplător cu leziuni pulmonare de care habar nu aveau. Și aceste leziuni pot fi evaluate numai imagistic, de fapt. Da. În principiu, da. În principiu, tomograf, nu RMN. Pe lumea comunismului se făcea cel MRF, microradiografie, care oricum era mai mult decât nimic. Dar numeroase leziuni mici în spatele cordului, lângă coloana, în spatele ficatului. Da, nu pot spatele diafragmă sunt mai greu de celălalt. Gold standardul pulmonar este computer tomograf. Și, slavă Domnului, avem noroc acum mijloacele de investigație imagistică. Chiar au progresat foarte mult și comparativ cu tinerețea mea, când începusem rezidențiatul, lucrurile acum sunt practic standardizate din punctul ăsta de vedere.